Ca și stat vecin avem foarte multe, foarte mult ajutor din partea, sprijin, mai bine spus, din partea României, atât financiar cât și, să zic, metodologic, da? Chiar și în procesul de integrare europeană, practic toată armonizarea legislației sau cum să faci pașii corecți și lecțiile pe care le-au învățat ei, practic ne ajută pe noi să fim mult mai rapizi în anumite implementări și să atingem obiectivele pe care ne le-am propus. În domeniul de business ar putea fi un model de cauză că e mult mai dezvoltată și deja medicina totuși. Este probabil sprijin și ajutor atât financiar, dar și mai mult informațional, pentru că ei deja au trecut prin acest proces și ne pot ajuta să trecem și noi mai ușor, să ne ghideze în acest proces, să fie mai lin. Foarte mare. Aici eu când să te gândești că alții gândesc altfel. Că noi tața am trecut prin comunism, prin asta, eu nu înțeleg de ce vor ei înapoi. Așa că aici eu o cu mâinile și cu picioarele. Pentru euro. Integrare. Da, știu că s-au realizat careva instituții publice, cum ar fi teatrul din Cahul, la eficiența energetică a unor grădinițe, școli. Ajută, adică, la mai multe. Uniunea Europeană, deci, are glas tot, mai spune câte un cuvânt despre noi, vin oaspeți de la România, tot la noi, tot propun ceva mai bine. Sperăm. Cu susținerea lor, cred că da, dar... De ce credeți că da? Pentru că specialiștii de acolo care sunt, poate să ne sfătuie cel mai bine să trecem și noi prin experiența care au avut-o ei cândva. Ne ajută, din toate punctele de vedere ne ajută România. Cu bani ne ajută, cu producții alimentare ne ajută, ne ajută cu minte că ne ajută. Personal, eu tot am cetățenie românească și este un moment foarte important pentru noi. Este mult mai ușor să călătorim, să aplicăm la universități și, în general, ne deschide o poartă spre Europa. Poate ne dă un exemplu, în primul rând cred asta, că ne dă un exemplu și... Bun, din practica ei, din experiența ei, ne ajută să ne integrăm și noi.